astăzi creăm agenda economică a viitorului șef de stat. Pentru că o țară săracă are nevoie de creștere economică, pentru că birocrația și corupția ce sufocă businessul pot fi învinse doar cu eforturi comune, inclusiv ale șefului statului, pentru că șeful statului este responsabil de securitatea țării, iar asta înseamnă în primul rând securitatea economică. Doamnelor, domnilor, bună seara! Vă salutăm la prima dezbatere pe teme economice, exclusiv pe teme economice din această campanie electorală. Salutăm prezența în platoul nostru a celor doi candidați la funcția de șef de stat. Lidera PAS, Maia Sandu, bună seara! Liderul Partidului Socialiștilor, Igor Dodon, bună seara! Vă reamintesc că această dezbatere este organizată în conformitate cu regulamentul Comisiei Electorale Centrale. În continuare vă prezentăm condițiile pe care va trebui să le respectați. Pe parcursul dezbaterilor, participanții își exprimă liber opiniile. Se interzice îndemnul la violență publică, atentarea la siguranța persoanei și a bunurilor materiale, divulgarea secretelor protejate de lege, incitarea la ură sau discriminare, incitarea la război, la ură interetnică sau separatism teritorial, lezarea demnității sau reputației altei persoane, ofensa publică, utilizarea exprimării verbale scrise sau non-verbale care nu corespunde normelor de conduită general acceptate într-o societate civilizată. Regulile de desfășurare a dezbaterilor sunt următoarele. Fiecare candidat are câte un minut pentru prezentarea succintă a programului electoral. Vor urma 3 runde de dezbateri tematice. Candidații vor avea câte 7 minute pentru fiecare rundă. După epuizarea timpului în dezbaterile libere, publicul va adresa 2 întrebări. Fiecare candidat va avea câte un minut pentru fiecare răspuns. Reprezentantul IDIS Viitorul va adresa câte o întrebare personalizată fiecărui candidat. Răspunsul nu va depăși 1 minut. La final, concurenții electorali vor dispune de câte un minut pentru a se adresa cetățenilor. Stimați candidați, vă sunt clare condițiile? Putem începe. Înainte de a începe prima rundă de întrebări-răspunsuri, trebuie să vă spun că aveți un minut pentru a vă prezenta platforma economică. Începem de la stânga la dreapta, doamna Maia Sandu. Dragi cetățeni, noi cu dumneavoastră merităm să trăim mai bine, pentru că noi suntem oameni onești care muncim din greu. Ca să trăim mai bine, avem nevoie de o economie puternică, pentru că o economie puternică înseamnă locuri de muncă, înseamnă salarii mai mari, înseamnă pensii mai mari. Ca să construim o economie puternică, trebuie în primul rând să luptăm împotriva corupției. Oponentul meu de aici, din sală, ne-a demonstrat deja ce fel de economie poate să construiască. Noi cu toții resimțim rezultatele economiei pe care a construit-o dânsul. Mai mult decât atât, ați văzut că toți corupții au făcut front comun ca să nu ajungem noi să scoatem de la putere și să ne construim societatea pe care o merităm. Ați văzut câte multe minciuni au folosit în această campanie. Fac asta pentru că le este frică și trebuie să le fie frică. Pentru că noi oamenii onești și cinstiți suntem mulți și o să reușim, o să ne luăm țara înapoi și o să trăim bine cu toții. Timpul, doamna Maia Sandu. Și acum platforma electorală a domnului Igor Dodon. Stimați concetățeni, dragi prieteni, eu sunt ferm convins că fiecare dintre dumneavoastră își pune o întrebare foarte simplă. Cum trăiți astăzi? Mai bine sau mai rău, comparativ cu 5, 6, 7 ani în urmă? Haideți să o spunem sincer. Majoritatea, pensionari, agricultori, profesori, tineret, trăiesc mult mai slab, mult mai rău. Și vina este a guvernării care a fost ultimii 7 ani. Noi venim cu o programă foarte clară, economică, comparativ cu alți concurenți, detaliată, ce vrem să facem în următorii ani în funcția de președinte. Eu consider că miliardul care a fost furat de cei care au fost la guvernare, inclusiv cu participarea oponentei mele politice, trebuie să întoarcă nu populația, dar hoții. Eu consider că avem nevoie de relații bune și cu Uniunea Europeană și cu Federația Rusă. Și vă asigur că sunt unicul președinte care poate asigura acest lucru. Astăzi vreau să discutăm despre soluții.
și nu despre învinuiri. Și eu voi veni astăzi cu soluții pe probleme economice și sociale. Vă mulțumesc! Noi vă mulțumim! Începem runda de întrebări-răspunsuri. Trebuie să vă avertizez, nu sunt întrebări din capul nostru, sunt întrebări pe care le-am auzit în sondaje cu zeci de oameni de afaceri pe care i-am intervievat în 5 zone ale Republicii Moldova, Bălți, Edineț, Cahul, Comrat, Chișinău. Așadar, aveți câte 7 minute în total fiecare pentru a răspunde la întrebările acestei runde, care se numește crearea locurilor de muncă și îmbunătățirea mediului de afaceri. Dar să începem cu următoarea întrebare. Am auzit platformele dumneavoastră electorale. De ce totuși suntem atât de săraci? Domnul Dodon? Eu consider că noi trăim mai rău, în primul rând, din cauza guvernării care a fost ultimii 7 ani. Oponenta mea politică a fost parte a acestei guvernări, a fost votată de către, și a fost membra 3 guvernări, guvernul Filat, Leancă, guvernul Gaburici, și toate aceste 3 guverne au fost corupte, oligarhice. Deci aici este problema. Că am avut niște hoți la guvernare. Trebuie să fie președinte un reprezentant al altor forțe care nu au fost la guvernare ultimii ani. Avem soluții în acest sens și o să le propunem astăzi. Doamna Maia Sandu. Dragi cetățeni, ca să luptăm cu sărăcia, trebuie să avem o economie puternică. Pentru că cel mai important element de luptă cu sărăcia sunt locurile de muncă. Și dacă avem locuri de muncă, atunci putem să plătim și pensii. De ce nu avem astăzi o economie sănătoasă? Putem să-l întrebăm pe domnul Igor Dodon, care pe perioada lui au fost lichidate 30.000 de locuri de muncă. Sărăcia o putem combate prin asistență socială, dar pentru asta trebuie să avem bani la buget. Pensiile sunt și ele o metodă importantă pentru oamenii care se confruntă cu sărăcia în Republica Moldova. Vreau să vă spun că de-a lungul timpului toți guvernanții și toate guvernele v-au mințit atunci când au calculat pensia. Pensia se calculează greșit în Republica Moldova pentru că nu este valorizată. Cele 200 de lei pe care le-ați plătit dumneavoastră, de exemplu, în 2000, nu înseamnă același lucru în 2016. În afară de asta, dumneavoastră primiți doar 26% din valoarea salariului pe care l-ați avut. Domnul Dodon primește 70% din valoarea salariului, sau o să primească din valoarea salariului pe care îl are. Trebuie să eliminăm pensiile privilegiate, trebuie să avem o economie puternică și atunci nu o să avem sărăcie. Corupția este o mare problemă și atunci când vorbim despre corupți, trebuie să-l întrebăm pe domnul Dodon de unde a luat 27 de milioane de lei ca să-și financeze partidul anul trecut, de unde a luat 6 milioane de lei ca să-și financeze campania electorală în acest an. Cred că nu este de bun simț într-o țară săracă să cheltui 6 milioane de lei pe campanie electorală. Și nu mai vorbim de averea pe care o are și despre care nu vrea să ne povestească cum a făcut-o lucrând la stat. Construim o economie puternică, reformăm sistemul de pensionare și luptăm cu corupția și scăpăm de sărăcie. Domnul Igor Dodon, puteți avea o replică dacă considerați de cuvință. Stimați telespectatori, pe parcursul ultimilor săptămâni au fost mai multe atacuri. Noi suntem obișnuiți cu aceste atacuri și facem față acestor atacuri. Dar haideți să vorbim la concret. Care este viziunea oponentei mele politice, pe care eu stimez ca oponent politic? Și apropo, vreau să mă adresez și celor care au votat-o și o susțin. Eu vă stimez ca cetățeni ai Republicii Moldova. Și haideți să nu uităm că în câteva zile se finalizează campania electorală. Nu trebuie să veniți cu mesaje de ură și așa mai departe. Vedeți ce se întâmplă. Noi trebuie, după data de 13, să ședem la masă împreună, să sfădesc, să ceartă familii, cu mătri între ei, să bat la masă. Haideți să lăsăm lucrul ăsta într-o parte. Dar am o întrebare foarte simplă. Unul din obiectivele numărul 1, în momentul când voi deveni președinte, este anula legislației care pune pe spatele cetățenilor a miliardului furat. Vreau să întreb oponenta mea politică, ce crede la acest capitol? Ce facem cu miliardul care a fost furat în perioada când dumneavoastră a fost la guvernare? Cine îl întoarce? Stimați cetățeni, în calitate de președinte al țării, voi face o prioritate pentru președinție și în special pentru Consiliul de Securitate,
recuperarea banilor, găsirea și recuperarea banilor din miliardul furat. Mă voi adresa și guvernelor străine, a Statelor Unite, a Uniunii Europene, mă voi adresa tuturor organizațiilor internaționale care pot să ne ajute să găsim și să recuperăm acești bani. Și în același timp voi opta pentru scoaterea procuraturii de sub influența politicilor, politicienilor și a oamenilor corupți, astfel încât și organele noastre de drept să investigheze acest furt. Voi face acest lucru și în raport cu miliardele spălate care au fost furate din bugetul de stat a Rusiei și, apropo, pentru aceste spălări de bani a fost deschisă calea în 2007-2008, atunci când a fost aprobată așa zisa reformă a amnistiei. De atunci țara noastră s-a transformat într-o țară a offshore-urilor, iar prin aceste offshore-uri se ascund banii și nu putem să vedem cine și unde au dus acești bani, i-au furat din bugetul nostru de stat. Prioritate va fi recuperarea miliardului furat. Doamna Sandu, cine întoarce miliardul? Populația sau hoții? Hoții o să întoarcă miliardul furat. Și cred că trebuie să începem de la prietenul dumneavoastră, Ilan Șor, la care ați fost la nuntă, și de la prietenul dumneavoastră și cumătru dumneavoastră, Melnic, care lucrează consilier la Ilan Șor. Și apropo, dumneavoastră, ați putea să-l întrebați, totuși, unde sunt banii? Pentru că e clar pentru toată lumea, e scris în raportul Kroll, scuzați-mă, că Ilan Șor a participat la acest furt. Aveți oameni apropiați acolo, haideți să ne spuneți și nouă unde sunt banii, ca să reușim să-i recuperăm mai repede și să-i întoarcem în bugetul de stat. Doamna Maia Sandu, stimați concetățeni, miliardul a fost furat pe parcursul perioadei când dumneavoastră a fost ministru și a fost furat inclusiv de către domnul Filat, care acum este gata să voteze pentru doamna Sandu, pentru ca să fie amnistiat mai târziu. Dar eu am avut o întrebare. Dragi cetățeni, domnul Filat stă la pușcărie. Problema este că nu stau la pușcărie Șor, nu stă la pușcărie Placotniuc, nu stă la pușcărie Igor Dodon și alții. Asta trebuie să facem noi cu dumneavoastră. Ei trebuie să ajungă la pușcărie alături de ceilalți. Doamna Sandu, la pușcării trebuie să stea toți care au fost implicați în furt. De acord. Și dumneavoastră ați semnat și ați votat o hotărâre de guvern. De ce vă întreb? Cine trebuie să întoarcă miliardul? Stimați concetățeni, hotărârea guvernului din 30 martie 2015, punctul numărul 2, care scrie foarte clar că garanția de stat va fi emisă de Ministerul Finanțelor în termen de 2 zile lucrătoare. Veți întoarce acest miliard care a fost furat doar dacă Maia Sandu devine președinte. Pentru că ea a votat și a semnat că acest miliard să fie pus pe spatele cetățenilor. Deci e pentru ca miliardul să fie întors de hoți, trebuie să fie un președinte care nu a fost implicat în scheme. Eu nu am fost la guvernare ultimii 7 ani. Eu nu am fost alături de Filat. Deci vă promit că una din primele acțiuni, legea care a fost aprobată în baza hotărârii votată de doamna Sandu, va fi anulată. Hoții la pușcărie, banii întorși prin confiscarea activilor. Aceasta este poziția mea. Doamna Sandu, replică scurtă, după care să revenim la locurile de muncă. Vă rog. Dragi cetățeni, Ilan Șor, cel care a participat la furtul miliardului, care este principalul implementator, a spus în conferință de presă că l-a sprijinit financiar pe Igor Dodon. Ceea ce insinuează aici Dodon sunt minciuni. Ceea ce am sprijinit eu este, după ce s-a întâmplat furtul miliardului, banii dumneavoastră, care i-ați muncit cu greu și i-ați pus la bănci, trebuia să-i pierdeți. Ori, eu cred în continuare că dumneavoastră nu aveți de ce să plătiți pentru niște hoți. Banii dumneavoastră sunt în conturi în continuare și trebuie să fie acolo. Banii trebuie să-i întoarcă cei care i-au furat și eu vă promit că noi o să facem acest lucru. Doamna Sandu. Doamna Sandu, dar dumneavoastră ați votat că acești bani să fie întorși de cetățeni. E că e hotărârea de guvern. De ce duceți să induceți în eroare oamenii? Prin hotărâre de guvern ca oamenii să întoarcă. Acum v-ați schimbat poziția. Văd că destul de des încercați să vă schimbați poziția, dar oamenii știu ce ați făcut. Este un fals, repet încă o dată pentru domnul Dodon, care nu înțelege, repet, că eu am votat pentru ca oamenii să nu-și piardă economiile. După ce banii i-au furat prietenii lui Dodon, Șor și cu alții. Să trecem înapoi la teme economice. Eu cred că voi fi nevoit să dau citire încă o dată. Garanția de stat va fi emisă de Ministerul Finanțelor, ceea ce înseamnă că statul, Ministerul Finanțelor, întoarce banii. Și pe data de 30 martie, doamna Sandu a votat unanim cu toți membrii guvernului pentru această hotărâre. Așa că, stimați concetățeni, dragi prieteni, să fie foarte clar cine
și ce a făcut în acești ani. Stimați mergem mai departe cu următorul subiect. Cei care ați avut bani în aceste trei bănci, dumneavoastră nu aveați de ce să pierdeți acești bani. Eu am apărat banii dumneavoastră. Banii trebuie să-i întoarcă hoții, nu să-i piardă oamenii care și-au dus banii la bancă și i-au lăsat acolo ca să obțină niște dobânzi și să-i ia înapoi atunci când au nevoie de ei. Haideți să mergem. Eu vă mulțumesc. Acum, a doua întrebare. Vreau să vă reamintesc că avem o serie de întrebări care frământă business-ul și aș vrea să revenim la ele. A doua întrebare, în ce înseamnă de locuri de muncă. În perioada ultimilor 7 ani, în Republica Moldova au fost închise 120.000 de locuri de muncă, inclusiv în perioada când doamna Maia Sandu a fost membru al acestor trei guvernări oligarhice, apropo, votată de Plahotniuc de două ori, și vreau să întreb pe doamna Sandu, cum considerați că putem să deschidem locuri de muncă? Domnul Dodon, cu permisiunea noastră am să adresez eu întrebarea, vă rog. Dacă pot să dau și eu replică, că tot se fac acuzații la adresa mea, dragi cetățeni, nu am discutat niciodată cu Plahotniuc, spre deosebire de oponentul meu, care atunci când trece Plahotniuc pe lângă el, se ridică în semn de respect. Foarte pe scurt. Vă rog. Doamna Maia Sandu, eu, comparativ cu dumneavoastră, nu am fost votată niciodată. Nu am fost votată în funcție de ministru și nu am profitat de susținerea lui Plahotniuc și acum în campanie electorală. Acum Plahotniuc vă susține pe dumneavoastră. Pentru că are nevoie de susținerea următorului președinte. În afară de aceasta, pe dumneavoastră vă susțin toți membrii Alianței pentru Integrare Europeană. 1, 2 și 3. Și aceasta contează, stimați concetățeni. Toți acei care v-au furat ultimii 7 ani o susțin pe Maia Sandu. Să țineți minte acest lucru. Dragi cetățeni, cei care vă uitați la televiziunile lui Plahotniuc și Dodon, pentru că Dodon e la fel un mogul mediatic ca și Plahotniuc, vedeți că toate minciunile lui Dodon despre mine sunt tirajate și la emisiunile, la televiziunile lui Plahotniuc. Este foarte clar cu cine face echipă Plahotniuc. Cu omul cu care a crescut în aceeași echipă, căruia i-a de la care a cumpărat hotelul nostru Codru pe preț de nimic. Dar haideți să ne întoarcem la teme. Eu am să vă reamintesc ambilor. Și să vă reamintesc că ați participat ambii la guvernare. Dumneavoastră, domnule Dodon, până în 2009, dumneavoastră, doamna Maia Sandu, după 2012. Cum credeți că ați contribuit personal la crearea noilor locuri de muncă? Și revin la acest subiect pentru că acest lucru îi frământă pe cetățeni pe lângă toate celelalte. Începem de la stânga. În calitate de ministru al educației, preocuparea mea majoră a fost ca tinerii noștri să învețe lucruri care să le ajute atunci când vor veni în piața muncii, ca să poată să se angajeze mai bine. Și am făcut reforme și la nivelul învățământului preuniversitar, astfel încât tinerii să învețe și să fie apreciați după eforturi, nu după banii pe care părinții lor le au în buzunar, pentru că asta este foarte important. Am făcut reforme și la nivelul învățământului superior, pentru că tinerii care învață să poată să obțină bursă de la stat și nu cei care chiulesc și nu vor să învețe. Am început reforma în învățământul profesional tehnic, pentru că acest segment al învățământului a fost delăsat complet de guvernarea la care a participat domnul Dodon și acești copii trebuiau să învețe la niște strunguri vechi de 40 de ani de zile. Am început să reformăm curriculumul și am luat legătura cu agenții economici. Am deschis programe duale unde elevii învață partea teoretică la școală și partea practică o fac direct la întreprindere, învățând lucruri care sunt necesare astăzi pe piața muncii și după aia mai ușor se încadrează în câmpul muncii. Deci calitatea și relevanța educației sunt cea mai mare contribuție pentru locurile de muncă. Vă mulțumim. Răspunsul domnului Dodon la aceeași întrebare. De cât timp dispun? Mai aveți 2 minute 39. Și eu pot să-mi expun și pe noi trecem la alt bloc de întrebări. Da. Stimați concetățeni, în primul rând, în ceea ce ține de reformele care le-a făcut doamna Maia Sandu, eu cred că fiecare părinte, fiecare elev, student, ține minte foarte bine ce înseamnă reformele doamnei Sandu. Vă aduceți aminte de bacalaureat? 50.000 de copii nu au susținut bacalaureatul.
Apropo la acest capitol, ca să cunoașteți foarte bine, eu sunt pentru anularea bacalaureatului. Și vă promit, stimați copii, că bacalaureatul va fi opțional, nu va fi obligatoriu. Trebuie să revenim la examen de admitere în instituțiile superioare de învățământ, așa cum a fost. Și toți copiii trebuie să absolvească liceul, să obțină atestat. Iar mai departe de ce? În ceea ce țin de crearea locurilor de muncă, unica soluție pentru a crea locuri de muncă în Republica Moldova este deschiderea pieților de desfacere. De aceea, prima vizită în calitate de președinte al Republicii Moldova va fi Federația Rusă. Scopul? Redeschiderea pieței de desfacere Federația Rusă. Acolo sunt, este destinația exporturilor noastre. 1. 2. Trebuie de protejat producătorul autohton. Stimați producători, stimați agenți economici, dumneavoastră cunoașteți că sunteți invadați de importuri din Ucraina, din Uniunea Europeană, din Turcia. De ce importăm ceea ce putem noi să producem? Ce vă promit eu, voi face tot posibil ca piața internă să fie protejată. Și 3, capitolul investiții. M-ați întrebat ce am făcut în anii cât am fost la guvernare. Cel mai mare nivel de investiții în economia Republicii Moldova a fost în anul 2008, când am fost ministru al economiei, peste 700 de milioane de dolari. Acum, anul trecut, 2014-2015, nu mai mult de 180-200 de milioane de dolari, în scădere de 4-5 ori. De aceea, pentru locuri de muncă, piața de desfacere din Federația Rusă, vă promit că voi reuși să o deschid, protejarea pieței interne a producătorului autohton, crearea condițiilor, în primul rând, pentru producătorul autohton. Și 3, condiții bune de atragere a investițiilor. Foarte mult contează, stimați prieteni, foarte mult contează cine va fi următorul președinte. Deoarece președintele poate să influențeze acest lucru. Dacă președintele va fi membru a sistemului corupt-oligarhic, cum este doamna Sandu, nu o să fie nicio schimbare în Republica Moldova. O să fie aceleași persoane, aceiași oligarhi. Uitați-vă atent, împrejurul cui se unesc ei. Ei toți se unesc acum împrejurul Maia Sandu. Nu vă apare întrebare de ce? Foarte simplu. Au făcut echipă în comun. De ce, stimați concetățeni? Dacă doriți locuri de muncă, dacă doriți rezolvarea problemelor sociale, votați Igor Dodon. Eu vă promit că eu acest lucru îl voi face. Știm cum. Prima rundă de dezbatere a luat sfârșit. Vă reamintesc că întrebările pe care vi le adresez în această confruntare sunt întrebări care îi frământă pe antreprenori. Vorbim în continuare despre corupție. La fel aveți 7 minute fiecare pentru a răspunde la întrebările acestui compartiment. Și prima întrebare este: ce cunoașteți dumneavoastră despre rețelele mafiotice și monopolurile din economie și cum aveți gând să le combateți? Începem de la dreapta la stânga. Rețelele mafiotice din economie și monopolizările, în mare măsură, acum sunt controlate de cei care sunt la guvernare. Practic toate. Sunt controlate de Plahotniuc, de membrii celor partide care sunt la guvernare. Membrii partidelor care o susțin acum pe Maia Sandu. De aceea, dacă vrem să oprim aceste monopoluri, dacă vrem să stricăm aceste scheme, unica soluție este să nu fie un președinte al oligarhilor, să fie un președinte al opoziției reale. Doamna Maia Sandu? Dragi cetățeni, dumneavoastră vă amintiți că monopolurile și schemele nu au pornit de azi, de ieri. Ele au fost preluate de actualii oligarhi, pentru că ele există și astăzi, au fost preluate de la domnul Dodon. Vă amintiți despre monopolul exporturilor de carne, de pește? Acesta este domnul... Exporturi sau importuri? Importuri, tot acolo. Păi, sunt diferite lucruri, doamnă. Deci, e la monopolul peștelui și cărnii. Și agenții economici știu și o să vă spună toate detaliile. Vă amintiți despre prima firmă căpușă la importul de energie electrică, cea din Ungaria cu care s-a înțeles domnul Dodon? De atunci au început să crească prețurile la energie electrică. Amintiți-vă, acum Plahotniuc a preluat, nu știu dacă domnul Dodon mai participă în această schemă, dar monopolurile au pornit de atunci. Ce o să facem noi? Eu o să fac o analiză împreună cu toți experții din societatea civilă, de la A la Z, pe piețele cele mai importante și a medicamentului, pentru că dumneavoastră plătiți prețuri înalte la medicamente din cauza acestor monopoluri, și a energiei electrice, și a produselor alimentare, și multe alte lucruri importante pentru viața noastră de zi cu zi. Și o să impunem și prin agenția concurenței, o să facem ordine, pentru că aceste scheme corupte lucrează împotriva noastră. Din cauza acestor scheme corupte, agenții economici
care vor să facă lucrurile bine nu pot să facă aceste lucruri, nu există concurență loială și din cauza acestor monopoluri și scheme, inclusiv Metal Feros, care astăzi este al lui Plahotniuc. Metal Feros a pornit atunci când Dodon era ministru al economiei. Deci prețurile o să scadă atunci când noi o să eliminăm aceste monopoluri și o să facem neapărat acest lucru. Domnul Dodon? Exportul de carne, exportul de pește și de carne. Exportul sau import? Exportul. Exportul sau import? Doamna Ați Sandu. Înțeles că a făcut și la export doamna și la Sandu. Import. Doamna Sandu, uitați-vă în export. Doamna Sandu, uitați-vă în șpargalca care aveți din nou. Apropo, stimați concetățeni, telespectori, ea filmați din nou, a venit cu șpargalca la dezbatere. Nu, ce fel de oameni ăștia sunt? Ca și la copii eu interzis, de elevi și-o bătu joc, dar dumneavoastră vine cu șpargalca, vine cu șpargalca spun, în față. Haideți de să ce, vă spun... De ce șpargalca... Scoteți șpargalca, doamna Sandu. Haideți să vă spun dați numele persoanei, că nu trebuie să țin minte toate persoanele. Deci prietenul cu care a făcut domnul Dodon aceste scheme se numește Nicolae Luțic. Da, și nu am reținut numele, l-am citit acum. Vă supărați, sper că este bine. Domnul Dodon, Stimați concetățeni, elevi, în special tineri, eu înțeleg de ce dumneavoastră nu ieșiți la vot. Nu cum puteți să votați pentru aceia care și-a bătut joc de voi prin camere de luat vederi, dar acum însăși dumneavoastră vine cu șpargalcă la dezbateri. Nu votați Maia Sandu, pentru că ea nu este pregătită nici pentru niște dezbateri foarte simple. Acum schemele, în ceea ce ține de corupție... Schemele de corupție a lui Dodon sunt atât de multe că da, trebuie să mă uit și în tabletă ca să nu le uite toate. Domnul Dodon, vă rog să intrăm în subiectul economic. Da. În ceea ce ține de schemele de corupție și cum se poate de luptat cu corupția în Republica Moldova. În primul rând, președinte nu susținut de Plahotniuc, Filat, Ghimpu și Leanc. Ea este susținută de Filat, Plahotniuc, Ghimpu și Leanc. Unu. Doi. Nu merge reforma care a propus-o guvernarea unde a fost doamna Maia Sandu. Știți ce a propus ei, stimați telespectatori? A propus salarii la judecători și procurori de 1.500-2.000 de euro. Nu asta este soluția. Trebuie să scoatem imunitatea la judecători și procurori. Trebuie să punem la dubă măcar câteva zeci de procurori și judecători care comit încălcări. Și atunci, credeți-mă, eu se teamă. Și atunci, credeți-mă, că o să gândească foarte bine când se încalce legea sau nu. Deci e soluția care o propunem noi. Scoaterea imunității la cei care se pretind a fi imuni, atragerea la răspundere a tuturor, nu contează. Ai încălcat legea? Răspuns. Dar noi acum se primește că o familie, anul trecut sau anul ăsta, a cumpărat sau a furat câteva carbuși și i-au dat 4 ani. Dar șeful lui Maia Sandu a furat 1 miliard și are 8 ani. E corect? Nu e corect. Deci trebuie să fie regula foarte clară pentru toți. Dacă rămâne Maia Sandu la guvernare cu actualii, atunci ceea ce a fost corupția va fi mai departe. Atunci Filat care a furat 1 miliard va obține 7-8 ani și grațiere. Iar oamenii care au furat un pepene sau niște arbuși, niște zămoși, o să stea 3-4 ani la pușcărie. Asta este soluția. Toți egali în fața legii. Da, doamna Sandu, puteți să dați o replică. Dragi cetățeni, eu am demonstrat că știu și pot să lupt cu corupția. Ați văzut cu toții asta la bacalaureat. Noi am economisit 100 de milioane de lei din buzunarul dumneavoastră pentru că nu a trebuit să plătiți mită. Igor Dodon, ați văzut vreo acțiune de luptă împotriva corupției? Începem de la numirea procurorului general, independent, onest și integru, curajos, care să se ocupe de toți corupții din țară. Curățăm sistemul judecătoresc de judecători corupți. O să fac public toate dosarele oamenilor care vor veni și vor vrea să devină judecători și noi cu dumneavoastră o să decidem dacă ei merită sau nu. O să numesc o persoană integră pe post de șef a Autorității Naționale Integritate și această persoană o să ne răspundă de unde domnul Dodon, care lucrează toată viața la stat, a adunat bani ca să-și cumpere casă mare în 3 nivele și multe alte lucruri. Și nu doar el, și toți cei care nu vor putea dovedi de unde au acești bani,
vor trebui să li se confiște averea. Și iată, din aceste lucruri pe care o să le confiscăm și o să le vindem, o să adunăm bani ca să acoperim deficitul din fondul de pensii. Soluțiile pentru corupție am spus foarte clar, ca să nu mă repet. Dar, în afară de aceasta, de ce este necesar pentru agenții economici și pentru cetățeni? În perioada când am fost ministrul al economiei, am reușit să implementăm câteva reforme importante, cum ar fi ghiliotina 1, ghiliotina 2, cunoscute ca reformă regulatorie. Ce trebuie să facem noi ca să simtă cetățeanul simplu? În primul rând, contactul cu instituțiile de stat. Trebuie să introducem sistemul de ghișeu unic. Să nu meargă fiecare om la 10 instituții diferite să obțină câte un certificat. Trebuie să se adreseze doar la o singură instituție și să nu fie corupția care este acum. 1. 2. În ceea ce ține de judecători și procurori, noi am menționat foarte clar că suntem pentru implementarea reformei în procuratură. Am luat un angajament public că Partidul Socialiștilor va vota în Parlament această lege de modificare a Constituției. Vă promit că următorul procuror general nu va fi parte a sistemului a cărei parte a fost doamna Sandu, al lui Plahotniuc sau al lui Filat. Vă promit că va fi un om independent. În ceea ce ține de judecători, președintele țării are dreptul, prin decret, să numească și să demită judecătorii corupți. Vă promit că voi face acest lucru. Și scoaterea imunității, confiscarea activilor, judecătorii, procurorii, confiscarea activilor, numai lor, și deputații, și procurorii, toți, nu pot să demonstreze unde-s veniturile. Confiscarea și la dubă. Banii la buget și la salarii, la pensii. Aceasta este soluția noastră. Vă mulțumim. Vreți să dați replică sau putem trece la următoarea întrebare? Putem trece la următoarea întrebare? Eu propun să trecem la următoarea întrebare și ea ține de presiunile... Dacă mai e... Deci asta este subiectul 2. Da, da, și aș vrea să mai putem lua câteva întrebări despre presiunile politice asupra business-ului. Vreau să vă întreb, pentru că toată lumea vorbește despre aceste presiuni și aș vrea, dacă ați putea foarte pe scurt, să ne spuneți ce soluții aveți pentru anihilarea acestor presiuni politice asupra business-ului. Doamna Maia Sandu. În primul rând, eu o să optez pentru incriminarea celor care vor dori prin lege, celor care pun presiuni politice asupra business-ului. Și vreau să vă amintesc, pe timpul cât domnul Dodon era ministru, sunt foarte mulți agenți economici care pot să confirme cum făceau donații, nu de bunăvoie, dar siliți. Și același lucru a continuat și după. Trebuie să recunoaștem acest lucru. Deci noi o să... În primul rând o să implementăm o reformă autentică a organelor de control, nu ca ghilotinele despre care a vorbit domnul Dodon, nu știu de ce nu a făcut atunci ordine, dar acum spune că o să facă. Trebuie să avem organe de control, cum este fiscul, VAMA și alte, poliție economică, care să contribuie la dezvoltarea afacerilor și nu să hărțuiască aceste afaceri. Și doi, cum am spus, prin lege, orice intervenție, orice interferență politică trebuie sancționată foarte dur. Organele de reglementare trebuie să-și facă treaba. Și cele de reglementare în energetică și telecomunicații și în agricultură, pentru că de-a lungul timpului au fost folosite ca arme politice ca să intimideze agenții economici. Asta o să facem, dar cel mai important lucru este să scoatem din politică oamenii corupți. Atunci când o să-i scoatem din politică, atunci o să eliberăm instituțiile statului de sub această captivitate și aceste instituții o să lucreze în interesul nostru a cetățenilor. O să ne protejeze pe noi, nu o gașcă de oameni care a venit în funcții publice de foarte mulți ani și nu vor să mai plece. Mulțumim, domnule Dodon. Foarte interesant discurs. Dar de ce doamna Sandu nu a spus așa ceva când Filat prin fisc vrea să înverzească toată țara? Doamna Sandu, ați încercat să înverzeți toată țara prin fisc, impuneați agenții economici. De ce, dacă vorbim de implicarea statului în ceea ce țin de activitatea agenților economici, în primul rând, aceasta este specific partidului din care ați făcut parte. Nu ați fost verde până acum v-ați îngălbenit, oleac. Dacă ați fost verde, de ce trebuie să recunoașteți? Ați fost cu pele de meu. Pele de meu, Filat, s-a ocupat cu șantajul și cu rechetul politic și cu rechetul economic. De ce dumneavoastră sunteți parte acelui sistem? Știți foarte bine ce facea șeful de partid. Cum îi spuneți voi? Șeful? Cunoașteți?
Dragi cetățeni! Dragi cetățeni, dumneavoastră vedeți că domnul Dodon nu poate să-mi reproșeze mie nimic personal. El vorbește de tot felul de oameni dintr-un partid sau altul. Personal nu are ce să-mi reproșeze, pentru că eu nu am comis ilegalități. În schimb, el nu răspunde la întrebările pe care eu îi le adresez lui personal, nu șefilor lui. Pentru că el tot a schimbat multe partide, a fost pro-european, după care a fost pro-rus, după care s-a răzgândit, a tot votat, a spus că nu votează pentru președintele Timofti, după care a votat. Apropo, cum comentați faptul că domnul Voronin a spus că ați luat câteva milioane pentru ca să votați pentru domnul Timofti. Asta ce înseamnă? Nu comentez bârfe și lucrul ăsta a fost tot timpul. Și cunoașteți foarte bine, stimați concetățeni, că noi întotdeauna am luat decizii în interesul statului. Dar în ceea ce ține de că nu aveți dosare penale și așa mai departe. Aveți un dosar penal referitor la licitația din 18 martie 2013, când au fost cumpărate camerele de luat vederi la prețuri exagerate. Și, poftim, este dispoziția, ordonanța de a deschide acest dosar penal. Cum comentați acest lucru? Am să intervin aici, domnule Dodon, de unde cunoașteți dumneavoastră că există ordonanță. Acest dosar? Este ordonanță. Este document. Doamna Maia Sandu. Este un fals și am organizat o conferință de presă. Dumneavoastră ați văzut care a fost răspunsul procuraturii. Dosar penal pe numele meu nu există sau cel puțin nimeni nu m-a informat de săptămâna trecută când nu exista. Până astăzi. S-ar putea, la rugămintea lui Dodon, ca Plahotniuc, să-mi fi deschis un dosar. Din 2013. Dar eu vă spun cu toată responsabilitatea. Eu, pe perioada cât am stat la Ministerul Educației, cât am lucrat la Ministerul Educației, veniturile mele s-au redus în jumătate. Veniturile domnului Dodon, pe perioada cât a lucrat în funcții publice, au crescut. Și asta puteți să vedeți în toate declarațiile lui de avere. Cred că asta este cel mai clar răspuns la această întrebare. Cu permisiunea noastră am să intervin aici doar o clipă. Și am să vă întreb, domnule Dodon, cum să înțelegem atunci, într-adevăr, răspunsul procuraturii care a negat existența acestui dosar. Dumneavoastră afirmați că există un dosar pe numele doamnei Maia Sandu. Vreau să văd cât timp am. Minut și 24. Aveți un minut și 24. În ceea ce ține de această ordonanță, am arătat acum public ordonanța de începere a urmăririi penale pe subiectul de care a fost responsabil doamna Maia Sandu. Ne cunoaște foarte bine că în acea perioadă a procurat și a permis să se procure camerele de luat vederi cu un preț exagerat, practic dublu. De aceea, timpul le va pune pe toate la locul său. Dodon președinte și vor răspunde tot, și Plahotniuc, șeful lui Maia Sandu, și Maia Sandu, care este în subordinea domnului Plahotniuc. Lucrul ăsta vă-l promit. Deci am înțeles că era vorba despre pornirea acestui dosar. Cu permisiunea dumneavoastră aș trece la următoarea întrebare. Vreau să răspund, este un fals. Am cheltuit 7 milioane pe aceste camere, toată lumea știe. Am economisit oamenilor 100 de milioane. Și nu, acest proces nu a fost deschis pe prețul camerelor de supraveghere. A fost un dosar pe vânzător, pentru că marca care a fost indicată în documente era diferită decât marca a fost care a fost dosar sau importantă. Nu, a fost? Nu pe Maia Sandu. Nu a fost. Foarte clar. A fost sau nu? Nu a fost. Nu pe Maia Sandu. Nu. A fost pe persoanele de încredere și persoanele responsabile a doamnei Maia Sandu de Ministerul Educației. Este o minciună, dar în această campanie în afară de cuvântul minciună, puteți spui altul. Sprijină doar pe neadevăruri. Asta e. E un candidat slab care altfel nu știe să lupte. Haideți să vorbim despre economie și lucruri care interesează pe oameni. Din păcate, o să trebuiască să trecem la al treilea compartiment de întrebări-răspunsuri. Domnul Dodon, dumneavoastră mai aveți timp dacă vreți să mai interveniți pe acest subiect. 41 de secunde. Stimați concetățeni, ceea ce trebuie să înțelegem foarte clar la capitolul lupta cu corupție. Doar o poziție dură a unui președinte puternic, nu membru a guvernării oligarhice, nu cel care a stat alături de Filat atunci când acela fura miliarde, doar aceasta este soluția pentru lupta cu corupția. Eu vă promit
că va sări din ei șurcele, cum spun la noi moldoveni, și din judecători, și din procurori, și din Filat, și din Plahotniuc, și din toți care au fost la guvernare alături de Maia Sandu ultimii 7 ani. Și o să vedeți că noi lucrul acesta o să-l facem. Și din Șor, din toți, absolut. Șor tot pe voi vă finanțat. Șor este drugul lui Filat, nu-i drugul meu, ca să știți foarte bine. Mai aveți 10 secunde dacă vreți să dați o replică, pentru că nu se plusează la celălalt. Pentru că vedeți că omul nu are altceva decât minciuni și iarăși minciuni. Cu referire la Plahotniuc, la Filat, ei toți trebuie să stea la pușcărie. Asta noi am spus și asta o să facem. Vă mulțumesc pentru aceste răspunsuri. Începem al treilea compartiment al dezbaterii noastre. Vorbim acum despre acordul de asociere cu Uniunea Europeană și întrebarea mea va fi următoare. Există părerea că anume eșecul reformelor economice și nu altceva constrânge Republica Moldova să-și dorească să se întoarcă pe piața Rusiei, iar Rusia va specula cum va putea această dorință a Chișinăului. Cum veți proceda dumneavoastră din funcția de președinte? Veți face eforturi ca această reîntoarcere să se producă sau veți sugera guvernului să renunțe la aceste eforturi? Și de la dreapta la stânga, vă rog să începem. Da, domnul Dodon. Stimați telespectatori, stimați concetățeni, trebuie să recunoaștem că semnarea acordului de asociere cu UE pentru Republica Moldova până la această zi până astăzi nu a adus beneficii majore. Dar vreau să spun un lucru important care trebuie să-l auziți dumneavoastră. Nu credeți fobiilor și minciunilor, și aici merge cuvântul minciună pentru Maia Sandu și echipa dumneiei, care spune că vor fi închise frontierele, că vor fi sistate vizele și așa mai departe. Categoric nu. Președintele Dodon înseamnă colaborare în continuare cu Uniunea Europeană. Înseamnă păstrarea regimului fără vize cu UE. Înseamnă păstrarea cetățeniei României pentru cetățenii care o au. De ce? Nu credeți în minciuni? Vă promit că vor fi relații bune și cu UE și cu Federația Rusă. În schimb, Dodon Igor este președintele care poate să deschidă, să redeschidă piața de export în Federația Rusă. Acest lucru vom face și acum vom vorbi cum. Doamna Maia Sandu. Foarte curioase aceste declarații, pentru că până mai de ună ni se spunea că o să anuleze acordul de asociere. Astăzi ne spune că nu mai anulează. Astăzi ne spune că o să îmbunătățească relațiile cu Rusia. Da, noi avem mare nevoie de piețele din Rusia. Dar amintiți-vă cine era ministru al economiei în 2007, când exporturile noastre în Rusia au fost interzise. De ce atunci nu a putut să asigure ca să meargă exporturile mai departe? De ce de acum încolo o să o facă? Eu cred că partenerii noștri din Rusia, au nevoie de un partener aici în Republica Moldova credibil, care spune lucrurilor pe nume, nu care spune una la Moscova și alta la Bruxelles. O să fim sinceri și o să reușim să îmbunătățim și pe partea de est și pe partea de vest relațiile. Și nici de cum nu renunțăm la acordul de asociere, pentru că ne deschide posibilitatea să exportăm într-o piață foarte mare și într-o piață bogată, din care putem să obținem prețuri mai mari pentru produsele noastre. Și pentru că în această piață o să beneficiem de sprijin, o să creștem calitatea produselor noastre, o să fim mai competitivi și pe alte piețe, inclusiv în Rusia și nu doar. Noi avem o piață mică și trebuie să creștem bine exporturi. Și pentru asta o să optez eu în calitate de președinte. Domnul Dodon, este o dezbatere liberă. Când simțiți nevoie să interveniți, puteți să interveniți. Nu sunt obișnuit să întrerup, doamnă. Însă, doamna Sandu, mă uitați prin șpargalcă. În 2007 s-a reluat exportul spre Federația Rusă. Nu s-a închis. De ce? Mă uitați ce vă scriu consilierii cei americani.
Apropo, pe cei care nu ați indicat în cheltuielile în campanie electorală. Deci dumneavoastră spuneți că nu a fost embargo pe perioada cât erați în guvernare. În 2007 a fost redeschis exportul, nu închis. Și când a închis, eu am să intervin aici, în 2006 a fost anunțat acest prim embargo. Și cine era în 2006? Cine era? Dumneavoastră erați viceministru. Domnul Lazar era colegul dumneavoastră de guvern care a fost împreună. Și dumneavoastră ce erați, dacă nu viceministru? De ce în 2007 s-a restabilit exportul? Dar acum să revenim la subiect. Ce este important să înțelegem? 2 ani în urmă, când a fost semnat acest acord, trebuia să fie un referendum, ca oamenii să decidă. Au trecut 2 ani de zile. Ce s-a întâmplat? S-a furat $1 miliard împreună cu Maia Sandu. S-au redus exporturile spre UE, ele nu au crescut. Au scăzut și în 2014, și în 2015, și în 2016, 6 luni. Am toată informația aici. Câteva procente în fiecare an. Dar am pierdut piața rusă. Ce este extrem de important, am pierdut exporturile spre Federația Rusă. Și avem exemple prin care, și o să vă aduc câteva exemple foarte concrete, prin care se demonstrează că noi nu am exportat suplimentar pe piața din Uniunea Europeană, suntem chiar în scădere pe piață, dar, asta este un am pierdut piața Federației Rusă. Și uitați ce se întâmplă la capitolul exporturi de, luăm oricare produs, la exportul de miere, de exemplu, fructe. Noi am exportat în acest an 55 de tone de mere, fructe, în Uniunea Europeană, dar am importat în Moldova 1.500 de tone. Iacă la ce a dus liberalizarea comerțului. Noi am exportat în Uniunea Europeană câteva kilograme de cașcaval, dar am importat 1.000 de tone. La fel și la capitolul carne și așa mai departe. Și la ce am ajuns? Piața internă este invadată de produse de import, locurile de muncă se închid, deoarece dacă anterior exportam în Federația Rusă 200.000 de tone de mere împreună cu CSI, acum exportăm în UE doar 55 de tone. 10.000 de oameni au pierdut locurile de muncă. Ce este necesar să facem? Eu pledez pentru relații bune cu UE, pentru că sunt vecinii noștri. Acordul de asociere nu poate fi anulat de președinte, poate fi anulat doar de Parlament. Dar președintele poate să găsească limbă comună și vom găsi limbă comună cu Federația Rusă pentru a redeschide piețele. Nu creați fobii. Chiar astăzi la mine au fost reprezentanți, chiar ambasadora Uniunii Europene. Bine, o întâlnire neoficială și n-o să deschid parantezele, dar avem un dialog foarte bun. Și cu UE, și cu Federația Rusă, și cu toți. Și așa va fi și mai departe. Astăzi am avut întrevederi cu oamenii care fac investiții în Republica Moldova, investitori străini, care știu foarte bine că noi știm cum să creăm condiții bune ca investitorii străini să vină în Republica Moldova. De aceea vă promit relații bune cu UE, restabilirea relațiilor economice cu Federația Rusă și atragerea investițiilor în Republica Moldova. Mai puțin. Mai puțin, vreau să clarificăm două aspecte. Domnule Dodon, în primul rând ați spus că exporturile spre Uniunea Europeană au scăzut și statisticile arată o dublare a acestor exporturi, s-a ajuns la 64%. Exact. Vreau să ne explicați de unde luați dumneavoastră statisticile. Și doi, vreau să vă întreb, Frank, ce veți face cu acordul de asociere dacă ajungeți președinte? Ca să clarificăm și acest subiect. Exporturile în Uniunea Europeană, conform statisticilor oficiale, în anul 2015, minus 2,3%, în 6 luni a 2016, de asemenea, minus. Acestea sunt statisticile oficiale ale Republicii Moldova. Și eu am alte statistici care vorbesc de dublarea acestor exporturi. Acestea sunt statistica oficială de pe site-ul Guvernului Republicii Moldova. Noi o să vorbim despre structura exporturilor, care sunt lucruri absolut diferite. Păi la asta ne uităm în primul rând. Exporturile au scăzut în UE, nu au crescut. De aceea nu scoateți că au crescut ca structură, ca procent din total, dar au crescut ca procent din total deoarece a scăzut în Rusia. Și avem reexporturi de circa o treime de 30% în Uniunea Europeană. Domnule Dodon, aveți respect față de cetățeni, nu manipulați cu aceste cifre pentru că nu este corect. Au crescut sau au scăzut exporturile? Exporturile în Uniunea Europeană nu au scăzut. Haideți să luăm statisticile oficiale, nu notițele dumneavoastră șpargalcele, intrați, așa cum ne-ați spus acolo, să ne uităm, intrăm atunci de mers, ne clarificăm. Dar intrați pe site-ul statisticii. Știu exact este unde, minus. Știu exact unde se intru. Haideți să nu mințim oamenii. După asta le prezentăm toate datele în detaliu. Despre alte lucruri discutăm astăzi aici. Doamna Sandu, dumneavoastră spuneți că au crescut exporturile UE. Haideți să fixăm. Da sau nu?
nu au scăzut cu siguranță, au rămas poate nu la același nivel, dar așa. Nu au scăzut. Fixăm, vă rog, stimați telespectatori, pentru că aceasta este următoarea minciună a doamnei Maia Sandu, care iubește foarte mult cuvântul acesta. Trebuie să spun că toată viața mea de ziarist, așa m-am uitat la cifre și am văzut acolo o cifră exactă, 64%. Asta este doar o manipulare, pentru că am putea să spunem același lucru că exporturile sau importurile au scăzut pentru că Igor Dodon a devenit deputat. Deci e aceeași legătură de cauzalitate. Dumneavoastră știți că noi în 2014 am intrat într-o criză provocată, da, și de furturi. Au fost probleme pe comerțul extern care au fost provocate de războiul din Donbas, pentru că nu au mai putut face oamenii noștri de aici business cu anumite firme din Ucraina și din Rusia. Deci sunt mai multe lucruri. Dar nu este adevărat că semnarea acordului cu asociere a condus la reducerea exporturilor în Uniunea Europeană. Dimpotrivă, acest acord de asociere ne-a oferit nouă posibilități mult mai mari de export și pentru Uniunea Europeană acordul a intrat în vigoare imediat. Pentru noi, pentru obligațiunile noastre, avem timp ca să ne ajustăm. E adevărat că putem să îmbunătățim acest acord, să negociem în continuare cote mai mari și să negociem mai mult pe prețurile minime pentru anumite produse ca să putem să intrăm mai ușor pe piața Uniunii Europene. Dar trebuie să ne bucurăm de această piață pentru că este una mare și trebuie să îmbunătățim calitatea produselor noastre ca să ajungem și în alte piețe. Dar pentru asta trebuie să facem reforme în economie care n-au fost făcute în toți acești ani. Ca noi să putem, să vrem, să investim, să nu ne hărțuiască instituțiile statului, să facem o reformă regulatorie adevărată, să luptăm cu monopolurile din cauza cărora nu putem noi să exportăm. Trebuie să decidă domnul Dodon sau prietenul lui cine poate exporta, cine poate importa. Trebuie să avem o economie deschisă și atunci o să beneficiem cu toții de la asta. Domnul Dodon, mai aveți 2 minute și 19 și secunde. Sandu? Și doamna Sandu, imediat vedem, 3.23. În primul rând, în ceea ce ține de cotele de export spre UE, cotele nu sunt valorificate nici acum. Și v-am dat un exemplu foarte clar la capitolul fructe, legume și alte produse. De ce avem noi nevoie urgent de restabilirea pieței din Federația Rusă? Avem nevoie de reforme structurale pe intern. Dar nu cu cei care au fost ultimii 7 ani la guvernare. Nu vor face ei absolut nimic. De aceea, jos oligarhii, omul oligarhilor jos și restabilirea relațiilor cu Federația Rusă. Lucrul ăsta vă-l promit. Dacă tot a venit vorba despre produse alimentare, vreau să-l întreb pe agricole, vreau să-l întreb pe domnul Dodon. Declarația lui care a supărat toată Ucraina și iată că s-a pus problema și în rada Ucrainei să-l declare persoana non grata. Imaginați-vă cum e să ai un președinte care nu este acceptat pe teritoriul vecinului, teritoriul Ucrainei. Îl întreb pe domnul Dodon dacă atunci când a făcut această declarație supărătoare s-a gândit la oamenii care trăiesc în nordul țării și care foarte mulți dintre ei fac comerț la frontieră și trăiesc din comerțul la frontieră. V-ați gândit ce impact poate să aibă răspunsul Ucrainei la declarațiile dumneavoastră și cum o să se descurce acești oameni care nu vor mai putea să beneficieze de comerțul la frontieră? Stimați concetățeni, din nou o isterizare și o minciună din partea doamnei Maia Sandu. Noi am spus foarte clar și apropo avem relații foarte bune cu mai mulți colegi din Ucraina. Eu am fost copreședinte al Comisiei Mixte Interguvernamentale Moldo-Ucrainene parcursul mai multor ani. Recent, în zilele, chiar acum, am discutat cu fostul prim-ministru al Ucrainei, care este președintele Asociației Business-ului din Ucraina. Eu vă promit, relațiile vor fi bune, iar faptul că câțiva deputați care au făcut Maidan în Ucraina, de la care doamna Sandu a împrumutat chestia asta galben în piept și încearcă să ridice un subiect politic. Aceasta nu este poziția oficială a statului vecin. Cu vecinii vom trăi în relații bune. Iar cei care încearcă să strice aceste relații, inclusiv prin panglici galbene, cu ce ocazie panglici galbene v-ați spus în piept în această perioadă? Vă place cumva Maidanul din Ucraina? Sau vi s-a spus cineva să puneți aceste panglici? Noi nu vrem război. Noi nu vrem
acest lucru să se întâmple în Republica Moldova. Și vă promit că acest lucru nu se va întâmpla. Iar cu Ucraina, stimați concetățeni, relațiile vor fi bune. De aceea nu credeți prostiilor Maia Sandu, platformei DA și unor televiziuni care sunt a oligarhilor care susțin pe Maia Sandu. Doamna Maia Sandu, mai aveți... Dragi cetățeni, pentru că eu sunt un om onest, pentru că nu am furat niciodată niciun bănuț, nici de la stat, nici de la oameni, domnul Igor Dodon nu are de ce să lege și se leagă de panglică, de culoarea panglicii din piept. Asta este singurul reproș pe care poate să mi-l aducă. Dar în același timp, el a declarat că o parte a Ucrainei nu este parte a Ucrainei. Mă întreb ce ar zice ucrainenii, ce am zice noi, dacă ucrainenii ar spune că Transnistria nu este a noastră. Nu ne-am supărat și noi pe ei, așa cum s-au supărat ei? Doamna Sand, da... Ați luat-o pe calea cea bună cu roșu, dar cu galben, credeți-mă, nu este tocmai cel mai bun. Dar, doamna Sandu, chiar cineva îmi scria pe Facebook zilele acestea. De ce nu invitați pe doamna Sandu la un film după toate dezbaterile astea? Doamna Sandu, nu o să vă invit la film, poate vă invita cineva din care sunt, dar un lucru foarte simplu. Și chiar am o rugăminte față de dumneavoastră, față de colegii dumneavoastră, cei care vă privesc. Noi, peste câteva zile, finalizăm campania electorală. Haideți să lăsăm toate fobiile acestea. Noi trebuie, după aceasta, să muncim pentru viitorul Republicii Moldova. Aceasta îmi doresc. Doamna Dodon, ați ajutat timpul, doamna Sandu, mai aveți 2 minute și 4 secunde, dacă nu greșesc. Vreți să răspundeți la această întrebare sau vreau vă dau să eu? Răspund pentru că domnul Dodon face apel la pace și apreciez acest lucru, dar vreau să-l întreb cum comentează investigația care a apărut astăzi pe anticorupție, prin care se demonstrează că toate pliantele denigratoare la adresa mea sunt făcute cu contribuția Partidului Socialist. Și același lucru se distribuie și în ziarele dumneavoastră. Unde este mai multă realitate? În ceea ce spuneți dumneavoastră sau ceea ce faceți? Toate minciunile pe care le-ați distribuit cu privire la migranții pe care eu o să-i aduc și asta este un fals, cu privire la faptul că eu sunt antibiserică, care este alt fals, cu privire la faptul că eu sunt femeie și se pare că să fii femeie un mare păcat în Republica Moldova, am văzut mai mulți cei care v-au sprijinit pe dumneavoastră, au îndemnat... votanții alegătorii nu cumva să sprijine o femeie. Deci, unde este atitudinea dumneavoastră corectă? Toți cetățenii au văzut prin ce mijloace luptați dumneavoastră cu mine. Asta face doar un candidat slab. Mi-e milă de dumneavoastră. Domnul Dodon, din păcate nu aveți timp. Dacă o să decideți, o să profitați de timpul din următoarea rundă și o să dați răspuns. Acum trebuie să vă anunț că IDIS Viitorul și Agenda Națională de Business vă va adresa câte o întrebare personalizată pentru fiecare dintre dumneavoastră. Aveți câte un minut pentru a răspunde la această întrebare. Vă rugăm! Mulțumesc, mă numesc Tatiana Orușin, sunt expert IDIS Viitorul, coordonatorul Agendei Naționale de Business. Stimați candidați la funcția de președinte al Republicii Moldova, securitatea economică este o componentă a securității naționale, din care știm cu toții este responsabil în primul rând șeful statului. Securitatea națională rezidă și dintr-o stare a economiei bazată pe legalitate, echilibru și dezvoltare. Domnule Igor Dodon, cum veți asigura dumneavoastră, în cazul în care veți fi ales președinte, reguli clare de joc pentru antreprenorii din Republica Moldova și ce model de afaceri, de dezvoltare a business-ului veți promova, pornind de la faptul că Vestul oferă constant suportul pentru inițiativa privată din țara noastră, în timp ce piața din Est a devenit una nesigură pentru oameni de afaceri. În primul rând, eu sunt pentru condiții egale pentru toți agenții economici, indiferent sunt de stat sau privat. Doi, trebuie să luăm ce este bun și în Est și în Vest. Sunt lucruri foarte bune și în Federația Rusă, sunt lucruri foarte bune și în Uniunea Europeană.
Ceea ce vă promit agenților economici, condiții loiale pentru toți absolut. Cei care fac business cu Rusia, vă promit deschiderea pieței. Cei care fac business cu Uniunea Europeană, vă promit că nu o să aveți nimic de pierdut. De aceea, fiți siguri, condiții egale pentru toți. Acum, în ceea ce țin de replică foarte scurtă, doamna Sandu, trebuie să vă fie milă de copiii pe care i-ați lăsat pe drumuri și care îngheață astăzi mergând cu autobuse stricate. Și avea să fie... Atunci când v-ați bătut joc de copii, de ei trebuie să vă fie milă. Dar timpul îi va pune pe toate la locul său și veți răspunde. Și pentru copiii care au rămas pe drumuri, și pentru școlile închise, și pentru clasele fără copii, și pentru tot absolut. Lucrul ăsta vă promit. Întrebare către doamna Maia Sandu. Anterior ați îndemnat Fondul Umanitar Internațional să nu încheie acordul cu Republica Moldova. Astăzi știm deja, Fondul FMIE a aprobat programul de finanțare reformelor pentru Republica Moldova în perioada de 3 ani. Spuneți-ne, vă rugăm, ce relație veți aborda cu FMIE-ul și cu alți finanțatori externi în caz când veți fi votată pe 13 noiembrie în calitate de președintele al țării. În primul rând vreau să rectific. Eu am solicitat Fondului Monetar să aprobe acest program doar dacă guvernul va întreprinde toate măsurile ca să se stopeze furturile din sistemul bancar. Asta a fost solicitarea mea și faptul că a fost programul aprobat astăzi, eu sper că asta înseamnă pentru noi o asigurare că din sistemul bancar nu se mai fură. Bineînțeles că o să optez și o să contez pe sprijinul organizațiilor financiare internaționale pentru a pune presiune pe autoritățile din Republica Moldova ca să implementăm toate reformele de care avem nevoie. Pentru că într-o societate în care guvernarea nu are frică de cetățeni, nu are respect pentru cetățeni, atunci trebuie să folosim pârghiile care sunt la dispoziția noastră și finanțatorii externi oferă aceste pârghii. Vreau să-i spun domnului Dodon că o femeie din satul Parcani, Soroca, i-a transmis că școala ei a fost închisă în 2007 de către dumneavoastră și să nu mai manipulați opinia publică. Mulțumim! Mulțumim, doamna Lairuș, și în continuare o să luăm întrebări din public, iar publicul, vorbind despre business, despre reprezentanții oamenilor de afaceri, vă rugăm. Asociația expeditorilor și tămoșenilor brokerilor, член Naționalei Business Povestki, Natalia Lipska. Уважаемые кандидаты, какие меры конкретно вы предпримете, чтобы в органах публичного управления были профессиональные команды, а не случайные люди, отобранные по партийному признаку? Давайте я, наверное, первый отвечу. Ну, что было за последние 7 лет? Если ты хочешь работать в государственной структуре, ты должен быть либо зеленым, как Майя Санду стала в 2014 году, либо голубым, то есть демократом, либо КГБ, потому что это свет их партии. Вот это было в течение последних 7 лет. Этого категорически нельзя допустить. Нужно брать людей по профессиональному признаку. Я был министром экономики 3 года. Ни один человек, Майя Санду работала в моем подчинении, ее никто не заставлял, чтобы она стала членом партии коммунистов, и она не стала, так же, как и я. Профессионалы в первую очередь. Ceea ce vă promit eu, celor care activați instituțiile de stat, dacă sunteți profesioniști, vă faceți treaba mai departe. Nu mă interesează culoarea politică, iar cei neprofesioniști, afară. Concurs public, vrei să lucrezi în instituții de stat, nu carnetul de partid, cum a fost cu Verzii, dar la dânsă carnetul de partid numărul 1 era. De ce așa a intrat Maia Sandu în partid? Ca să-și păstreze locuri de muncă în 2014. Aceeași întrebare pentru doamna Maia Sandu. Aveți un minut ca să răspundeți. Я доказала на примере Министерства образования, что людей мы брали на работу без всяких политических основ. И это можно проверить, сколько людей и членами каких партий там было. Eu am demonstrat acest lucru, nu am avut niciodată carnet verde de partid. Pot să vă amintesc, domnule Dodon, că au fost tare mulți roșii
în guvernare atunci când a venit Partidul Comunist la guvernare, așa că nu vă eschivați de la aceste lucruri pentru că s-au întâmplat. În schimb, noi am demonstrat că ținem de meritocrație și oricine poate să verifice membrii de partid de la Ministerul Educației pe perioada cât am lucrat eu. Eu cred în meritocrație, eu cred că doar atunci când o să alegem persoane în funcții și directori de școli și directori de spitale, deci în toate funcțiile oameni profesioniști, doar atunci o să reușim. Și trebuie să rupem acest cerc vicios prin care partidele își impun puterea. Vă mulțumim! Mai luăm o întrebare din public. Vă rugăm. Bună seara. Mă numesc Miro Bulesa, reprezint Uniunea Transportorilor și Drumarilor, sunt director executiv. Eu vă dau ceva mai specific. Transportul este o ramă economică fără de care noi știm că nicio sferă a economiei Republicii Moldova nu ar putea să se dezvolte. Iar transportul rutier reprezintă principalul mod de transportare a mărfurilor în relațiile economice ale Republicii Moldova cu alte state. De aici rezultă și întrebarea mea. Cum vedeți noastră rolul dezvoltării ramurii de transport rutier și în ce măsură vedeți implicarea președintelui în susținerea dezvoltării sectorului dat pentru a extinde legăturile economice de transport, de comerț din regiune, în situația când Republica Moldova se află la intersecția sistemelor de transport european și internațional, între Est și Vest, între țările balcanice și țările bazinului Mării Negre. Vă mulțumesc și aștept. Și noi. Doamna, începem de la stânga la dreapta. Sunt trei lucruri pe care le putem menționa aici. Infrastructura drumurilor, ca să se dezvolte transportul, trebuie să avem drumuri foarte bune prin care să se poată întâmpla aceste legături între țări. În al doilea rând, vorbim de mediu economic bun și pentru dumneavoastră ca și pentru celelalte ramuri. Și trei, forța de muncă. Eu am optat întotdeauna pentru pregătirea forței de muncă calificată. Apropo, am primit și un proiect mare pentru Colegiul Transportului cu sprijinul Uniunii Europene, cu investiții la nivel de infrastructură, cu schimbarea curriculară. Chiar astăzi am vorbit cu profesorii de acolo și mi-au spus că ei lucrează la revizuirea curriculară și sper să vă implicați și dumneavoastră ca să putem să aducem calitatea și relevanța, conținutul la ce, de ce aveți nevoie. Deci astea trei lucruri împreună putem lucra la ele ca să facem mai bune condițiile de dezvoltare pentru ramura dumneavoastră. Eu mă voi referi la principalele tipuri de transport și care ar fi soluțiile. Dacă vorbim de transportul feroviar, trebuie să facem regulă acolo, pentru că cei care au fost la guvernare ultimii ani au furat la calea ferată. Și cu locomotivele care le-au dus în România și le-au întors înapoi. Apropo, alu Ghimpu, care o să ține pe Maia Sandu acum. De aceea trebuie să-i scoatem din funcții pe toți care sunt la calea ferată, să facem ordine, să dăm salariile la oameni. Dacă vorbim de transportul rutier, infrastructura drumurilor, dar ce se întâmplă cu drumurile acum? Avem un ministru care fură și piatra și bionca de sub asfalt. Afară, la pușcărie, trebuie responsabil în ceea ce ține de reparația drumurilor. Dacă vorbim de transportul avio, haideți să vedem, să scoatem acolo monopolurile. Apropo, frații Țopa sau Țopa Victor, care o susținem pe Maia Sandu, a introdus monopoluri când era la întreprinderea aviacului Moldova Airlines. De aceea trebuie să spunem foarte clar că doar prin condiții egale se poate de dezvoltat și relații de transport, dar pentru aceasta trebuie să redeschidem piața de export ca să fie volum. Eu vreau să vă mulțumesc, vă doresc succes! Și noi vă mulțumim. Ne-a rămas minutul de final. Ne-am gândit să schimbăm magazul și să vă propunem în acest minut de final să vă adresați cetățenilor și să le spuneți de ce nu ar trebui să-l voteze pe contracandidatul dumneavoastră. Începem de această dată de la dreapta la stânga. Domnule Dodon. Eu cred că, stimați concetățeni, ne o să înțelegeți foarte bine cine și ce reprezintă. Eu sunt un statalist, o persoană care are familie, care vrea să muncească aici în Republica Moldova și să-și crească copiii aici în Republica Moldova. Lucrul acesta vi-l promit. De ce să nu votați oponentul meu? Pentru că face parte din guvernarea coruptă din ultimii 7 ani. Pentru că a fost alături de cei care v-au furat
pensiile, salariile, miliardul din sectorul bancar. Pentru că a votat pentru furtul miliardurilor și concesionarea aeroportului internațional. Nu votați persoane care ultimii 7 ani au fost la guvernare. Votați pe cei care nu au fost la guvernare și au soluții concrete. Noi avem o echipă foarte bună de economiști, profesioniști, care știu foarte bine cum să rezolve problemele. Știu care sunt soluțiile. Eu vă promit că noi vom face față acestor provocări, vom face față cerințelor de care dumneavoastră aveți nevoie. Și totul va fi bine. Aici, în Republica Moldova, la noi acasă, alături de cei dragi. Mulțumim! Minutul de final la doamna Maia Sandu. Dragi cetățeni, domnul Igor Dodon a fost ministru al economiei și ne-a demonstrat ce fel de economie poate construi. Eu am fost ministru al educației și dumneavoastră ați văzut ce lucruri am început noi acolo și puteți să judecați singuri dacă au fost bune sau rele. Dumneavoastră ați văzut cum am luptat eu cu corupția. Nu știu dacă ați văzut cum luptă Igor Dodon cu corupția, eu nu am văzut acest lucru. El astăzi mi-a adus învinuiri care nu țin de mine. A vorbit despre toți hoții din Republica Moldova și a arătat cu degetul la mine, cu toate că el face parte din acest clan. Eu am fost împotriva sistemului și când am fost la guvernare. El a fost cu sistemul și când a fost la guvernare și când a fost în opoziție. Este foarte clar cine face echipă cu el. După campania urâtă pe care o are împotriva mea și ați văzut toate acuzațiile și toate minciunile, este clar că este un om laș și lor tuturor le este frică că noi o să câștigăm și o să-i punem pe toți să răspundă pentru toate abuzurile. Domnilor candidați, eu vă mulțumesc foarte mult pentru prezența dumneavoastră astăzi în acest platou. Vă dorim cu toții succes în campanie și în scrutinul din 13 noiembrie. Stimați telespectatori, rămâneți alături de Moldova 1.